Ирочка, сыне Треяске, ламутян Треяске. Салют, приятель. Салют. Sunteți pe canalul Irăcica Info și în sfârșit a venit ziua cea mult așteptată și dorită de noi și de voi, cred că, dar cel mai tare de Irăcica. Astăzi este 10 decembrie 2018 și Irăcica astăzi împlinește 11 ani. Anișor, da. Și ea cum doarme, este dimineața, noi ne-am trezit cu toții, bunica este și ea cu noi după cadru. Și uitați-vă noi, repede, cât era doarme, uitați-vă cum am amenajat noi camera. Da, am pus mai multe decorațiuni pe perete, da. Balonașe, vedeți două balonașe mari, ce ca unul. Da, unul 11 și două mai mici, tot 11. Aici, Happy Birthday, da. Scriem, Andrieș s-a îmbrăcat în cămaș, în pantalonaș, bieti și-a pus o coroniță în cap. Bieti și-a pus o coroniță. Noi toți suntem gata să prezinte Irăcica și să o felicităm. Și o să-i cântăm la mulți ani? La mulți ani. Sau happy, cum? Happy la mulți ani. La mulți ani? Hai. Da. Păi acum ce facem? Mergem în cameră la ea, o trezim, mama tu îi ții ochii, mâinile la ochi și o aducem aici să-i facem surpriză. Și după aceea o să-i dăm cadourile, da? Da. O să vedeți, așa că aștepta, stați cu noi până la urmă și o să vedeți câte cadouri o să primească. Câte cadouri, da. Și da. Ce e în acele cadouri, dacă sunteți curioși să vedeți ce cadouri a primit Irăcica de ziua, îi va primi ea, să dați like la acest videoclip și atunci o să vedeți. Da. Haideți să mergem să o luăm, să o trezim. Da. Hai, intrați. Aprindeți lumina. Ira! De poate altul o trezim. La mulți ani, da? Sau cum? La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Ira! Ira! Crescut mare, inconant! Vai, ce mare te-ai făcut, Irăcica! Gata, ai deja te-ai culcat, 11 ani! Te-ai culcat, aveai 10 ani, te-ai trezit, ai 11 ani! Uite-te la mami! La mulți ani, prințesa noastră! Ok, nici nu înțelegem că despre ce mi-e. Tu ai înțeles sau încă da. Andrieș o trage de picioare da, pe Irăcica. Hai, scoală, scoală! Hai, odată! Bună dimineață, la mulți ani! La mulți ani, Irăcica, gata! Ai 11 ani deja! Ești fată mare! Iată, Andrieș, o trage de mânuță acum pe Irăcica. Acum stai așa, noi ți-am gătit o surpriză, Ira. Da, stai, Andrușa, acușă. Andrieș n-ai răbdare, o trage pe Irăcica. Da. Așa. Acum? Ținem ochii da, și eu. Cadem. Hai, tu ții, da? Op. Da. Hai. Ira să trăiască la mulți ani. Ai înțeles de ce sunt două cifre de unu, da? Ai înțeles? 11 ani! Îți place? Da! Asta este doar începutul. Doar începutul. Așa este? Unde 11 ani? Atunci așează-te unul cu 11. Lui Andrieș îi trebuiesc cifrele. Da, Andrușa, n-ați asta, tata. La asta, pe bățișor, așa. Irăcica, acum tu așează-te aici. Așa. Și... Acum se începe partea cea mai plăcută, eu cred că... Așează-ți, spui și tu, Betica, așează-ți, da. Așează-ți lângă Irăcica. Uite-te la mamă, stai. Se începe partea cea mai plăcută și mult așteptată, eu cred că, de tine și de toți prietenii tăi și abonații tăi. Da. Ianca este somnoroasă și mama încă a mai sărutat-o pe obraz și a rămas rojul, mama. Păi ce, începem primii noi, da? Da, eu zic noi acum pe rând o să te felicităm. Așa că așteaptă-i multe surprize.
Începem noi, primim noi cu mama. Ești curioasă, Irăcică, ce cadouri o să ai? Da! Da? Andrei să spune, da! Acum! Da. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Prieteni, puneți like la acest videoclip și scrieți-ne în comentarii dacă v-ați dat seama ce este acolo. Nu! Surpriză! Veticța, hai, el pe Andrieș. Hai, el pe Andrieș. Acum stăta să deschidem, bine? Da. Așa. Acum este rândul. Asta este din partea a mea, a familiei noastre, mama și o Andrușa. Și îi doriți ceva? Îi dorim mult sănătate, în primul rând. Să fii, să crească mare, deșteaptă, să ai parte de prieteni adevărați, să stimezi părinții, bunicii, frățiorul, să-l iubești, succes la învățătură, tot ce este mai bun pe acest pământ îți dorim noi ție. Mulțumesc. Da, asta este primul cadou. Acum urmează cine? Acum eu. Abidete, da? Eu sunt cu camera, prieteni. Da. În camera asta. Hai, Betty. Hai. Acum este rândul lui Betty cu mama. Așa. Hai, pune frumos așa 11. Irăcică, tu ești bucuroasă? Da. Da. Hai. Ești foarte bucuroasă? Da. Mai tare. Da. Așa. Hai, Betty, prima tu. Acum Betty te felicită. Hai, Betty. La mulți ani! Irăcică, la mulți ani! Prieteni! Tu nu știi ce este acolo! Prieteni, scrieți-ne în comentarii dacă vă dați seama ce cadou a primit Irăcică! Irăcică de la Betty! Cum credeți? De ce e asta? O să vezi! Ceva foarte interesant! Acum eu, Irăcică! Vreau să te felicit cu ziua ta de naștere. Vreau să-ți doresc în primul rând multă sănătate, că e cea mai importantă, da? Să fii fericită, norocoasă, deșteaptă, să asculți de părinți, că ei de rău nu o să te învețe niciodată, da? Să ai mulți prieteni adevărați și, nu în primul rând, să fii un vlogger mega popular și eu îți doresc anul acesta obligatoriu să faci 1 milion de abonați. Da, să se dau 10 în un buton. Da, cel puțin pe canalul englez, da? Andrei and Irăcică Info. La acest canal ne așteptăm 1 milion de abonați în anul 2019. Eu cred că o să-l avem. Eu tot cred că o să-l aveți. Pe canalul Irăcică Info, eu tot cred că o să aveți un milion de abonați la acesta, da. Și să sperăm să ținem pumnii ca și pe canalul Irăcică Info.ro, cel puțin să ne apropiem de 1 milion de abonați în anul 2019. Deci, la două canale ești obligat anul acesta. Ai înțeles, Irăcică? Aici să fie la anul viitor de ziua ta, să fie două butoane de aur. Da. Deci, prieteni, dacă sunteți de acord cu mine, dați-i like lui Irăcică, abonați-vă la canalul ei în limba română, deoarece poate și al treilea canal o să facem în milion de abonați și aici o să avem deja, în loc de 3 butoane de argint, să aibă Irăcică la anul 3 butoane de aur. Adică 6! Și este un cadou mult așteptat de tine, Irăcică, sper să-ți placă. Eu sunt sigur că o să-ți placă, dar eu sunt sigur că toate cadourile o să-ți placă. Deoarece noi mult ne-am pregătit. Și eu, prieteni, aici mai am un cadou. Da. Foarte micuț. Da. Dar nu cel mai rău cadou, v-aș spune. O să vedeți. O să vedeți. Este un cadou extraordinar de frumos pe care l-a pregătit bunica pentru Irăcică. Irăcică, ăsta este cadoul tău de la bunica. De la bunicuța. Astea două, să nu le încurci, rotunde, sunt de la Betty. Ăsta rotund mic este de la bunica. Dar ele se diferențiază. Da. Are, da. Mic. Să ții minte, acesta este de la bunica. Mic, dar bun, să știți. Da, o să vedeți. O să vedeți. Prieteni, dacă sunteți curioși, să vedeți ce surprize, ce cadouri va primi Irăcică de ziua ei, dați-ne like la acest videoclip. Și eu încă vreau să zic ceva, că ăsta e doar începutul. Da. Doar începutul. Da. Astăzi am venit doar noi.
la ziua lui Irăcica, însă petrecerea de ziua ei de naștere va urma. Va urma, desigur. Sâmbătă. Sâmbătă, astăzi e luni, Irăcica și familia ei o să petreacă sâmbătă și deci sâmbătă Irăcica va mai primi încă cadouri. Dar vine și Nana. Da, o să vii atunci mai mulți oaspeți. Și cealaltă bunică. Și cealaltă bunică. Și Irăcica mai are mătuși. Deci cadouri încă o să urmă. Acesta este începutul. Asta este doar începutul, Irăcica, dar eu cred că începutul e bun. Da. Da, e bun începutul, da? Cam toate înțele se realizează. O să realizeze multe. Da. Bine, deci, Irăcica, în primul rând, încă o dată îți dorim la mulți ani. Mulțumesc. Ești bucuroasă, ești fericită? Da, sunt foarte fericită. Iată, așa vreau să te văd permanent. Să fii ca Domnul să te ai în pază, da. Să realizeze toate visurile, toate binele din lume. Eu vreau să mai deschid ochii. Era încă nici fața n-a spălat-o. Bine, acum mergem să-ți speli fața, să te îmbraci frumos și prieteni, cine vrea ca să vedeți ce cadouri sunt aici surprize, ce cadouri am făcut noi, părinții, ce cadou a făcut Beti, ce cadou a făcut Anti Liuda, da. Și ce cadou a făcut bunicuța, puneți like-uri, scrieți în comentarii dacă vreți și noi numai decât în video următor vom filma acest video. Cadourile lui Irăcica de ziua ei din naștere, da? Adică sunt comentarii la mulți ani. Da, eu cred că astăzi foarte la mulți, mulți, mulți like o să-ți scrie, da. Dar noi imediat filmăm continuarea, dar voi dacă vreți să o vedeți, like. Da. Irăcica acum mă auzi să-și spele fața. Da, imediat le vede, deoarece clar că n-are răbdare. E timpul să le vadă. Bine, dar noi ne-am rămas bun până la video următor. Desigur, nu uitați, vă abonați, da, Irăcica, pe canalele noastre, YouTube, toate. La toți vloggeri care sunt aici, că aici sunt o casă plină de vloggeri. Betel Club, Irăcica Infos, Ludmila Savciuc, Nati Măi, după cadru Andrei Savciuc și de live, da? Bine. Și la Mucătărită, da? Hai încă o dată să-i cântăm la mulți ani. Da, hai. Mulți ani trăiască, dar cine să trăiască, Irăcica să ne trăiască, la mulți ani trăiască, Irăcica să ne trăiască, la mulți ani trăiască. Irăcica este prima nepoțică de la ficior, iar Laura este prima nepoțică de la fică. Da. Andrușca este nepoțelul drăguț, avem noi nepoțel, iar Beti este a doua nepoțică de la fică. Și deci am trei nepoțele și un nepoțel. Da. Da, Doamne, să mă iai. Da. Bine, dar ce? Pe curând? Pe curând! Irăcica, noi vinim, da? Da, Irăcica, noi vinim la tine. Hai, mergem repede, mai avem tortă încă să o luăm. I love you, so damn much.
touch, every word you say, every time we touch. I love you now. Андрей, Гата, я же моя девочка. Ирочка, Ира. Ира, ну, дой, три. Ла-му-цянь. Андрей. Ла-му-цянь. Ирочка, ла-му-цянь. Ты вырудла Парис, да? Остап. Prieteni, este data de 10 decembrie, este dimineața și noi trebuie să o felicităm pe Irăcică, da? Da. Să-i spunem la mulți ani, să-i cântăm, hai, Irăcică, tu poți să cânti, cântă, happy birthday sau cum? Hai, happy birthday. Așa, to you, happy birthday to you. Happy birthday, Irene. Happy birthday to you. Aici, da, deja sună de dimineață. Andriușa, Andriușa, hai spune lui Irăcică, ce ai vrut tu să-i spui? La mulți ani. Hai spune. La mulți ani. La mulți ani. Irăcică, la mulți ani. Noi te iubim. Fii sănătoasă în primul rând. Vezi ce scrie aici? Princes, ura, devăcica, asta e rusă, bravo, că noi avem o fană. Ura, fetiță, așa se traduce. Da. Cifrele 1 și 2. Stai, 12 ani! Te-ai culcat cu 11 și te-ai trezit cu 12 ani, da? Da. Și cum te simți tu, 12 ani? Uite, 1, 2, 1. Așa. 1, 2. Prieteni, astăzi este 10 decembrie, este ziua lui Irăcică și noi astăzi așa vom sărbători în familie, doar da. Noi. Noi, desigur că deja așa mai mare o să facem ziua de naștere a lui Irăcică la sfârșitul acestei săptămâni. Da. Și noi aici, Irăcică, mama ți-a cumpărat așa o statuietă din turnul Eiffel din Paris. Și acesta este un semn, înseamnă că trebuie să te duci numai decât în Paris, în Franța. Iată, prieteni, noi am aprins lumânările, repede ne-am dus și am aprins. Acum tu trebuie să-ți pui o dorință și să sufli și să stângi aceste lumânări. Hai, hai, îți pui dorințe. Hai, gândește-te și când ești gata, ne spui. Gata. Hai, la 1, 2, 3. Bravo, Andrușa, bate din palme, tăticu, bravo! Asta, desigur, nu este tot, asta așa noi de dimineață am vrut să te felicităm. Acum, dacă asta, hai treci cu noi, hai, vină încoace cu noi. Andrușa, acum să o felicităm, să-i dăm cadourul lui Irăcică, da? Da? Așa... Las-le mama așa în sus, așa, ele sunt cu gază în ele și se ridică în sus. Așa, așa, ochii închiși, ochii închiși, ochii închiși. Iată, Andrușa spune, gata! Acestea sunt cadourile tale. Noi încă o dată, deja eu vreau să-i spun că te felicit cu ziua ta de naștere, în primul rând. Îți doresc multă sănătate, succes în viață, realizări mari, să-ți se îndeplinească toate dorințele, liniște în sufletul tău și în familia ta. Andrușa, ce faci tu? Tu deja guști tortul, da? Acuș, Andrușa... Andrușca, vină-mi cu-a. Hai, vină-mi cu-a. Să ai prieteni, să ai parte doar de prieteni adevărați, Irăcică. Să înveți bine, să ai note bune. Da. Și, într-un cuvânt, tot binele din lume ți-l dorim. Noi, Irăcică, noi când am fost la Galați, la România, noi acolo am făcut un video cu mama,
unde noi nu știam ce cadouri să-ți cumpărăm. Și am ales și noi, eu și mama, și chiar așa și-am numit, chiar și ne-am certat acolo. Sincer, îți spun, ne-am certat de la cadouri la Galați. Dar nu... cadou special pentru Ira. Mama, un cadou special, noi deja, prieteni, astea nu sunt toate cadourile tale. Plus la acesta, ce vezi tu aici, noi vom face un video aparte unde vei arăta toate cadourile. Tu mai iei o sumă de bani. Eu am uitat acum să ți le dau, dar noi o să filmăm poate puțin cum tu o să mergi și o să-ți alegi ce vrei din banii aceia. Bine? Da. Acestea sunt cadourile tale care astăzi, acum, ți le-am dat. După aceea, noi acum îți dăm o sumă de bani, tu te duci la școală, noi ne-am înțeles că astăzi te vei duce doar... Da, pentru două lecții. Două lecții, o zi mai scurtă. Și după aceea o să vii acasă, noi te așteptăm și o să mergem cu toată familia, ori astăzi, dacă vrei, sau mâine, să-ți alegi ce vrei din banii cei. Și plus la aceasta, noi vom merge, noi am rezervat o masă într-un local și vom merge și vom sărbători noi doar patru astăzi. Dar la sfârșitul săptămânii vreau să-ți spun că o să ai parte încă de o surpriză unde o să-ți vină alți oaspeți și o să te felicite. Pe tine astăzi toată ziua o să te felicite și Beti, eu cred că și tante Luda și bunica și Laura, toți o să te sune, dar ei din păcate nu pot să vină acum, dar o să vină cred că la Crăciun, eu așa mă închipui. Și atunci încă voi mei prânicadori, așa că la tine abia se încep surprizele, bine? Ce vrei, Andrușa? Ce surprize aveți? Hai să facem o surpriză lui Ira. Hai. Tu ține ochii strânși, da? Strânși. Aha. Mircea, asta e un cadou foarte, foarte special pentru tine. Deci, nu-ți place cadou? Un fier de călcat. Un fier de călcat. Să fii gospodină, să scalci. Uitați-vă, Ira, ce reacție are. Nu, Ira, că acesta a fost un prank. Desigur că nu este el. Ce reacție are? Nu este. Ei, da, dar nu mai deschide. Este un fier de călcat nou. Da, noi l-am cumpărat tot de la România, acum când am fost la Galați. Dar nu este cadou pentru tine. Asta noi am hotărât să-ți faci așa ca o farsă. Nu, dar dacă vrei, poți să-l iei cadou ție. Nu vrea, Ira, că prieteni, așa cadou. Bine, deci programul zilei noastre este asta. Ai văzut? Ce da. Frumos! Cum s-au aranjat, da. Iată, interesant că aceste cifre nu stau în picioare, dar s-au culcat așa. Ei, oricum, sunt frumoase, 1 și 2. Ei, poți să le iei, Răcica, mai aproape de tine. Și noi ne-am stărut de dimineață. De dimineață ne-am dus. Și, ia vezi cine mama sună. Și aici, de dimineață, vedeți, prieteni, puteți să auziți cum sună telefoanele noastre. Au Răcica, de fapt. Așa, deci hai, dar mergem acum să servești o bucată de tort cu ceai, te duci la școală și noi te așteptăm să vii înapoi, da? Da. Și ziua noastră va continua, astăzi doar ne vom distra, da, Andrușa? Acuș adăptor. Acuș. Prieteni, dacă... Nu, ține-l să nu scăpi. Hai, încă o dată. Hai, prieteni, încă o dată să cântăm cu toții lui Răcica la mulți ani. Puneți like-uri cine o vrea să o felicite prin intermediul măcar la like-uri. Puneți like-uri și noi să înțelegem că voi îți doriți, hai, doriți multă sănătate. La mulți ani! 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 Prietenii mei de pe TikTok la film mi-au făcut un cadou și acum am 2000 de abonați pe TikTok! Super! Bine, deci, prieteni, ne revedem la video următor ca să vedeți împreună cu Irăcica cadourile ei de ziua ei de naștere. Bine, prieteni, pe curând și până la video următor. Vom vedea ce cadouri a primit Irăcica de ziua ei de naștere, da? Pa, pa! Pa, pa! Andriușa, pa, pa!
Salut, prieteni! Andriușa, rad salut! Și cred că cu toți v-ați dat seama ce video va fi astăzi, da? Salut! Prieteni, este dimineața. Noi repede vrem să o felicităm pe Irăcica acum, până pleacă la școală, dar ea încă trebuie și la spital să dovedească și după aceea pleacă, se duce și la școală, la ore. Așa că uitați-vă, noi de dimineață, Andreea și cel mai harnic, s-a trezit și el ne ajută, da, Andreea? Da, da. Ne ajuți? Da. Cu totul? Da. De obicei, Andreea nu se scoală dimineața, dar astăzi s-a trezit primul. Am întrebat, este dimineața? Eu zic, da. Gata, putem să... Așa, uitați-vă ce cifre frumoase. Nu, invers am dus și întoarce. Baloanele astăzi dimineața ne le-au adus. Noi le-am comandat prieteni și astăzi dimineața au venit. Deci, haideți, pregătim aici totul. Hai. I love you. Da? Andriuș, pune cifrele astea, nici nu știu unde să le pui. Andriuș, uitați-vă și-a adus cifra lui 4, prieteni. Uitați-vă și el tot azi, el tot e ziua lui. Da? Hai, pune așa, așa, bravo, uite așa, așa. Asta tu iei să așa spui inima în mijloc, corect l-a spus. Pune inima în mijloc. A, da. Da. Hai, deci ce, mergem să o strigăm pe Ira? Da. Ira! Ira! Hai, hai. Ira! Hai acolo. Ira! Ирочка! Ира! Бună dimineața, спать? Păi, dar pe urmă trebuie să ieșim încoace. S-a trezit? S-a trezit! La mulți ani! La mulți ani! Hai, cântați! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Hai, tata! Da, tata, că nu poți cânti. Mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani, Irăcica noastră să trăiască. La mulți ani. La mulți ani, vezi că vezi. Ele sude? Da. Da, ele numai ce le-au adus. Eu uite ce eu vin în Romani. Ila, 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 Ila. Stai, stai, Andriș. Și cum te simți? Cum te simți încă cu un an mai mare? Bunica și două prieteni deja. Mam. De dimineață, la ora 7 dimineața mi-au scris. Aha. Și cum te simți? Mama, eu. Cam ai trecut un an. Este încă un cadou. Da? Este. Mai este? Unde? Acolo. Hai, veniți încoace. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow. Un metru, da. Cel mai mare. Nu, 31 tu ai pus. La mulți ani, da. La mulți ani, la mulți ani. Acum, stiește. I love you. Andriușa. Hai începem cu cadoul tău, Andriuș. Andriuș. Andriușa, hai începem cu cadoul tău. Hai dă-le cadoul tău, unde? Lasă-le. Hai, unde este cadoul tău? La mulți ani, Irăcica, vin cu asta. Hai, dă-i cadoul. Tată, ce super! Mulțumesc frumos! Asta tu singur ai făcut. Ia, uitați-vă. Andriușa, tu e asta, tu ai făcut cadoul lui Ira? Da? Îți place Ira? Asta el a făcut. Mai este încă? Ce mai este? Ce mai este? Arată. Asta ce-i? Aia desenată acolo. Da? Te desenezi acolo? Asta-s personajul din carte? Da. Ce încă e mi-ai dat? Ce e mi-ai dat? Așa. Bine. Îți plac surprizele de la Andriușa? Da. Andriușa, bravo. El s-a stăruit singur. El nu constă cadoul, dar constă gestul. Da, Andriușa? Mai este. Spune că toată ziua asta să fie de este. Mai este numai de a tată și a mamă. Așa. Bun. Deci acum a venit timpul să te felicităm noi. Așează-te aici. Uitați-vă la noi aici ce baloane. Tot podul. Gata. Hai așezați-vă puțin că așa nu o să... Hai, bine, Andriușa, aleargă tu.
Andriușa, dar tu mai ai încă ceva să-i dai lui Ira? Da. Ai uitat? Da. Ce vrea să-i dai? Of course. Eu am avut în genere altceva în vedere. Așa, Ira, astăzi este ziua ta de naștere. A, eu balonul tău vreau să-ți-l dai. Hai, vine mama încoace. Și noi, nu știu, ai, împlinești o vârstă așa frumoasă, 13 ani, și este o vârstă, vreau să spun, poate așa puțin și problematică, că nu știi ce cadou să faci. Când este mic, că așa ca Andreeș, este foarte simplu să-i faci cadouri, când este matur, tot știi ce cadouri să-i faci, dar așa o vârstă trecătoare, de aceasta cam este greu să ghicești cu cadouri. Eu cred că toți sunt de acord cu mine. Așa că noi, de obicei, când ne mai ducem la zile de naștere, dacă este așa o vârstă, noi cadunăm permanent bani și singur își cumpără persoana aceea cadou. Dar astăzi noi am hotărât să nu-ți cadunăm bani, dar să-ți cadunăm cadou totuși. Și haideți să vedem ce cadou, închide ochii și când o să deschizi ochii, o să ne spui dacă îți place cadoul nostru. Gata? Eu sper să-ți placă. Nimeni nu știu de acest cadou. Acum pentru nici tu nu știi de acest cadou, Andrușa. Astăzi, acum vor afla toți, și abonații tăi, și tu, și toți. Chiar se primește că abonații tăi puțin înainte ta, cu câteva secunde vor afla. Deja au aflat. Hai, 1, 2, 3! Ce? Ce frumos! Asta mie? Da, dar cred că nu... Prieten, este un, cum se spune el, culon sau cum se spune corect, da? Cum se spune? Culon? Lanț. Nu, lanțul este când este gros, tare. Nu, lanțul ce este? Nu știu, lanțușor sau cum, scrieți-ne, vă rog, prieteni, în comentarii mie pe Instagram, cum se spune corect. Culon, eu știu, parcă, sau nu culon. Nu, culon, parcă, lanțușor, eu nu știu. Este de aur, prieteni. Noi l-am cumpărat chiar ieri. Ieri l-am cumpărat, da? Andrius acolo are treabă. Ieri. Ia? E pur și simplu... Mărimea 45, îți spun deodată, este așa că este mai lung. Chiaraj de 40 și 45. Rac nu se potrivește. Nu, da, nu se potrivește, el se potrivește așa... Dar așa oricum se poartă, nu? Da. Nu, da, ia, vă rău înăuntru. Da, oricum, da, iată așa, e sigur. Și, Andriușa, eu ți-am spus că tu mai ai ceva să-i dai lui Ira. Vină încoace, vină la mine. Ira închide ochii. Să nu vadă, mamă, să nu vadă. Acuș. Și noi totuși, dacă am spus că, eu nu știu, noi de obicei mai cumpărăm încă ceva, dar de data aceasta chiar vrem ca tu singurică să te duci să-ți cumperi ceva. Așa că deschide ochii. 1, 2, 3. Hai, Andriușa. Noi îți mai dăm și o sumă de bani ție. Da. Este o sumă așa, rotundă, frumoasă. Și arată-i să vedem cât ți-am dat. Da. Și cine vrea ca să vadă ce își va cumpăra Irăcica de bani ei agonisiți la ziua ei de naștere, că cu siguranță vei primi în afară de noi încă bani vei primi, eu știu precis, și se va aduna o sumă de bani. Și dacă vreți ca să vedeți Irăcica ce cadouri și va cumpăra singură din banii ei, puneți like-uri și nu uitați vă abonați pe canalele noastre. Și scrieți-ne pe Instagram, da. Dacă vreți ca noi să filmăm acel video. Tu mai ai ceva, mama, să-i spui? Da, să-i... am ceva. Tu știi că și bunica mama mea, bunica Vera, o transmis ție banii. Da, mi-a dat deja. Și un mic cadou pentru tine. Oh my God! Și asta? Asta este o bandamă, să-i spunem. Funtiță de asta? O fundiță, da. Da, eu nu știu de asta. Când faci make-up. Aha. Da, îți îmbraci așa. Hop. Hop. Și de jos în sus. Așa. Mm-hmm. Da, da, da. Așa, da. Asta e de la bunica? Da. Prieteni, eu vă spun, astăzi este 10 decembrie, asta este dimineața, ziua lui Ira. Noi repede încă la spital trebuie să dovedim. De ziua lui Ira încă și la doctor trebuie să ajungem și după aceea încă repede și la școală. Dar pe canalul meu urmărit cine vrea să vadă cum seara noi cu familia vom sărbători. Și pe urmă vom sărbători duminică. Și atunci vom vedea ce cadouri vei primi.
și ce sumă de bani și ce îți vei cumpăra tu singur. Deci noi încă o dată îi spunem la mulți ani să fii sănătoasă, fericită, norocoasă, bucuroasă. A? A, dar noi avem și tortă, da? Hai, dar repede ne vedem și la bucătărie. Hai, hai, am fugit, da. Repede, repede. Hai, Ira, vină. Hai, Ira. Vină, pasă-te-și. Happy birthday, hai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hai, pune-ți o dorință. Da. Ți-ai pus? Da. Hai, numai să fie așa ceva real. Da. Bine, hai. Da, trei. Da-te din bani. Cine este al tău? Hai să vedem, întoarce. Wow. Noi mâncăm? Așa că, prieteni, da, acum și să mâncăm. Urmăriți pe canal. Stai, să mă scăpăm, Andrușa, lasă-o să-mi punem pe masă. Deci, prieteni, noi, cum am și spus, repede, trebuie să fugim repede la spital încă și la școală. Așa că urmăriți pe canalul meu, deja cum seara vom sărbători noi, cum vom tăia și tortul și ce bucate vom avea, da? Da. Și duminică deja ne vom întâlni cu copilul mai mulți oameni. Încă o dată, la mulți ani, zi, la mulți ani, Iricica! Să fii sănătoasă și pe curând până la video următor! Da, pa, pa! Așa că, hai, pentru ziua de naștere! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!